seara nefastă pentru CFR, ce s-a întâmplat? Care ar fi explicațiile pentru această plângere? Bună seara. În primul rând, ne așteptam, cum am spus, la un meci foarte greu și adversarul nostru, trebuie să fim bărbați și să acceptăm în momentul și înfrângerea, să recunoaștem că a fost unul competitiv. Așa cum atunci când ei au învins FCSB-ul sau Craiova, am apreciat și i-am respectat, așa, la fel și acum trebuie să acceptăm că a venit și a apărat corect șansele, a dat totul și a plecat cu 3 puncte. Cu siguranță că am avut multe momente de joc fără orizont, suntem conștienți, am simțit încă după primul sfert de oră că este o zi în care vrem cu siguranță, pentru că suntem aproape în continuare și depindem de noi să câștigăm jocul, dar parcă nu am putut, n-am avut energia necesară, n-am avut claritatea necesară, am produs prea puțin pentru un joc acasă, am creat foarte puțin, o primă repriză care am fost și lipsiți de inspirație. N-am arătat maturitate, măcar să gestionăm altfel momentele. Puteam să intrăm cu un 0-0 la pauză și atunci puteam să gestionăm pauza mai bine. Este un moment greu, nu este un moment ușor, dar trebuie să fim bărbați, trebuie să ne ridicăm capul, să ne ridicăm repede de la pământ, pentru că este greu de digerat ce s-a întâmplat în această seară și să mergem înainte. În repriza a doua ați văzut că am schimbat în totalitate ofensivă, am terminat cu 3 atacanți, am schimbat și sistemul, am terminat cu Costache fundaș dreapta, am împins, dar la puținele ocazii care le-am creat, n-am avut inspirație și poate și puțin noroc, pentru că sunt foarte multe meciuri într-un timp foarte scurt, e greu ca la toate jocurile să te ridici la parametri foarte buni, dar câteodată în fotbal ai nevoie de puțină șansă, pentru că puțină șansă ar fi însemnat să luăm un punct, și atunci ar fi fost în continuare bine pentru noi. Mai mult am tăria să recunosc că nu cred că meritam, dar un punct probabil cu puține șanse puteam să luăm. Așa cum ați spus, șef și-a bătut FCSB, a bătut Craiova și iată cum a bătut și CFR. A căzut un mit în această seară, a fost închisă gura celor care acuzau jocul de culisă. Aș fi dorit să câștigăm jocul și să rămână speculațiile în continuare în prim plan. Sunt între foarte multe lucruri negative în seara asta și 2 lucruri pozitive. Unul ar fi acela că suntem la mâna noastră în continuare, depindem doar de noi, de rezultatele noastre. Avem ultimul joc acasă care poate să fie cu titlul pe masă. Asta este un lucru în jurul căruia trebuie să reușim să ne readunăm, să ne reculegem. Și al doilea lucru, exact cum a spus și voi, a căzut un mit. Din punctul meu de vedere, am spus mereu că nu există așa ceva. CFR-ul a jucat pe teren, joacă. Șep și mereu ne-a pus probleme și jocurile care le-am câștigat la ei acasă, ambele cu 1-0, au fost extrem de muncite, grele. Și dacă până în acest moment mulți au comentat cu răutate, de acum încolo probabil că ar trebui fiecare în parte să încerce să fie să plece de la o analiză clară, simplă și de la echilibru, pentru că e foarte ușor să arunci cu noroi, e foarte ușor să critici, e foarte ușor să vorbești în necunoștință de cauză, mai greu este când ești pe front, când lupți, când muncești, când vezi că te bați pentru fiecare punct și alții de afară aruncă cu noroi. Este o seară greu de gestionat, dar sunt primul care dau semnalul de trezire, trebuie să strângem rândurile, trebuie să ducem lupta până la capăt și ce pot să promit și mi-au acest angajament că până în ultima secundă vom da totul ca să câștigăm încă un titlu. Și ca și ultima observație, pot să spun că tot timpul la bine am scos echipa în față și cu siguranță că a fost meritul echipei. Acum ies eu în față și încerc să-mi asum tot ce s-a întâmplat în această seară, dar în paralel un mesaj de încredere totală pentru echipă. Sunt băieții cu care am muncit în aceste 6 luni, băieții cu care am recuperat teren și am reintrat în lupta pentru titlu și cred în ei necondiționat până în ultima clipă și sunt sigur că împreună putem să o scoatem la capăt. Da, e posibil, dar nu, gândul meu nu poate să meargă atât de departe, cu toate că suntem toți conștienți de acest lucru, pentru că mai sunt 6 puncte puse în joc până la acel moment. Sunt 2 deplasări, Craiova și Botoșani.
foarte greu, dar nu avem ce face. Trebuie să mergem după puncte, trebuie să încercăm să luăm punctele, în primul rând, de la Craiova, o deplasare grea și împotriva unui adversar rănit, care vine după 3 înfrângeri. Vedeți Craiova prin ce trece. FCSB a avut momentele ei în care a căzut și a avut înfrângerile pe care le-a avut și a reușit să se ridice și să rămână în luptă. Cu siguranță că noi, cu mai multă maturitate și experiență, cum consider că avem în acest vestiar, trebuie să avem personalitatea necesară să ne ridicăm și să ne ducem până la capăt. Indiferent că se va juca cu titlul pe masă sau vom reuși mai devreme, vom lupta până în ultima clipă. Cu drag să rămână.